Din septembrie 2012, clasa pregătitoare va fi obligatorie. Într-o astfel de formă de învățământ vor fi înscriși toți copiii care până la 31 august vor avea vârsta de 6 ani sau, în cazuri speciale, cei care vor împlini această vârstă până la 31 decembrie 2012. Deși încă nu a fost primit planul de școlarizare și nici nu se știe dacă va fi spațiu suficient pentru clasa 0, astfel încât aceasta să funcționeze în grădinițele și așa subdimensionate față de cerere, reprezentanții Inspectoratului Școlar Prahova afirmă: cu certitudine, toți copiii născuți până la 31 august și care au împlinit 6 ani până la 31 august vor merge la școală în clasa pregătitoare. În legătură cu copiii care vor împlini 6 ani în perioada cuprinsă între 1 septembrie 2012 și 31 decembrie 2012, părinții sunt cei care decid dacă doresc ca copiilor să meargă la clasa pregătitoare sau dacă doresc ca aceștia să rămână la grădiniță, ocazie cu care vor fi înscriși în ceea ce numim noi o grupă mare 2. Măsura înființării clasei 0 a fost impusă de către Ministerul Educației pentru că, la nivel global, România are astăzi cea mai bătrână populație școlară la debutul învățământului obligatoriu din Europa.